2030.ro. Jos cu sataniștii care ne conduc, de Matei Florian. Lectura Adrian Angel. A fost bine. Pe cuvântul meu că a fost bine. Hai, te rog, liniștește-te și stai jos ca să-ți povestesc. Pe bune, stai în cap. Așa. Deci am luat metrou până la Băneasa. Cal, frate, cal. 30 de grade la mijlocul februarie, chiar n-am prins în viața asta. Au mai fost anii trecuți, 25, 27, dar chiar 30 n-au fost niciodată. Asta e, nu murim din atâta lucru. Da, știu, știu, trebuia să iau Uber-ul. Lasă-mă, te rog, că sunt chitros cu banii, că nu e asta. Mi-mi plăcea cu taxiul, când exista taxiul. Hai să nu începem cu discuția dacă Uber-ul e taxi sau nu, că n-ajungem nicăieri. Uber-ul a halit pe taxi cum mi-a halit mie fumatul plămânii. Dar dacă vrei tu să-ți dau dreptate, îți dau dreptate. Na. Trebuia să iau Uber-ul și nu mă mai strângeau pantofi. E bine? Ești mulțumit acum? Hai să o lăsăm așa, că-ți povesteam ceva. Deci, iau metroul nou, mă lasă la Băneasa acolo, la pădure, lângă parc. Merg pe jos. Ce naiba să fac? Pe lângă șina de tren? Nimeni. Nimeni. Mai acutuse de la plămâni și o țin așa vreo 10 minute până îl văd pe unul. Cred că era Acar sau ceva și îl întreb pe ăsta dacă știe unde e sediul partidului. Știu, omul, mi-arată. Zice, tot înainte. Mai merg vreo 5 minute și văd, frate, sediu. Mare. Mare și galben ca soarele sfânt de pe cer. Și departe. Da, departe, rău. Zic, a, e. Și o iau pe jos. Nu mai tușeam, dar mă strângeau pantofii de însăreau ochii din cap. Pă bune, acum, dacă dă Dumnezeu și ne iese trampa cu ăștia, primul lucru pe care o să-l fac e să-mi iau niște pantofi, să nu mă strângă. Dar tot a fost bine că mă strângeau pantofii. De la durerea aia mi-au trecut și tuse și emoții și știi că mă căcam pe mine cum o să fie, ce o să le zic, cum o să mă primească, toate astea. În fine. Deci, pe cuvânt, numai aia ce simțeam în cap. Ce să te mai gândești la ceva? Tot mergeam așa ca bou spre chestia aia galbenă și mare și să mor dacă simțeam că mă apropii vreun pic. Tot departe era. Departe și galbenă. Zic, mor aici. O să fiu primul om care moare de la rost de pantofi. Deja îmi făceam epitaf, mă gândeam cine vine la mormântare, vedeam știrile de la Google TV România, nu vrei să știi. Și chiar atunci, dar fix atunci, trece o veveriță prin fața mea. Traversează calea ferată și rămâne dincolo de sine, se uită la mine. Deci pe cuvântul meu, dacă te mint, jurai că e om, nu veveriță, așa se uita. Exact ca un om. Mi-a luat durere, mi-a luat emoție, mi-a luat tot. Nici pantofii nu mi mai simțeam. Zic, hai că o să fie bine, n-are cum să nu fie bine. Și dacă o să fie rău, tot bine o să fie. Și am ajuns. La poartă, portar îmbrăcat frumos, în galben. Zic, căcat, n-am și eu ceva galben pe mine. Aie. Ca unde merg, îi zic unde merg, las buletinul, intru. Deci nu vrei să știi ce sediu au ăștia. Numai marmură, candelabre și icoane de alea babane cu toți sfinții închisorilor. Îți vine să-ți faci cruce când intri. Exact ca în Catedrala Mântuirii, arată pe cuvânt. Bani, frate, bani! Aștept un fotoliu de ăla de piele, cât să zic, aștept, deci vreo 40 de minute să fi fost, în fine. Mai intrau de ăștia de la frăția galbenă, popi baticoase din CPF, în fine, era agitație pe culoarele alea. Dar eu tot cu veverița mea eram. Sigur a fost semn. Prea mi-a rămas privirea aia în minte. Mă uitam mai mult la icoane decât la oameni. Știi cum e? Îți pică ochii pe ceva și se face portal. Nici nu vezi ceva ăla, că tot gândurile tale ți le vezi. Faza aia când te întreabă lumea la ce te gândești, că pare că ești foarte deștept și te gândești la ceva, dar de fapt tu nu te gândești la nimic. Bine, eu mă gândeam la veveriță, dar e ca și cum nu mă gândeam la nimic. Bun, și ziceam de icoane. Icoane noi, mari, mari mă, mari de tot și aurite. Cu toți sfinții canonizați de ei. Sfinții mucenici Horea Cloșca și Crișan, Sfântul Mare Mucenic Avram Iancu și ăsta, băiatul ăsta frumos al lor, Valeriu Gafencu. Bun de icoană, frumos băiat. Așa face istorie, cu băieți frumoși. Păi ce-ar fi fost să fie Zelea Codreanu urât? Mai făcea istorie cu el și la aproape 100 de ani de la moarte? Pula istorie!
Așa, și chiar înainte să mă cheme înăuntru, văd la gafencul ăsta că e prăznuit pe 18 februarie. Scrie pe icon acolo. Frate, chiar azi! Și mă gândeam eu în capul meu că s-au mai schimbat vremurile de atunci. Păi în 1952, când a murit fraierul, era cancer pe vremea asta. Acum, în 2030, uite-te și tu, verde tot. În fine, intru. Tipul din birou, la vreo 30 și un pic de ani, genul pufos, așa, cu bărbiță, cu degete de alea scurte și grăsune, vocea de seminarist, poză, frumos, cu familia pe birou, de la Mănăstirea Sâmbăta din curte, el cu baticoasa lui și 5 plozi, baticoși și ei. Gata, nu mai sunt rău. Dar dacă nici cu tine nu pot vorbi de astea, cu cine chilul meu să mai vorbesc? Bună ziua, zic, dar mă corectez repede. Doamne ajută, jos cu sataniștii care ne conduc. Doamne ajută, zice și el, jos. Eu rămâncă bouă în picioare, el zice iar, jos. Stați jos. Tot fotoliul de la babandă, piele, mă pun să stau. Deci m-am băgat în fotoliu cu totul, numai capul mai ieșea pe afară. Ăsta se uita la mine. Cu ce vă pot ajuta? Zice. Și i-am zis poezia pe din afară. Că mi-au găsit plămânii praf de cancer, că astea, că soția fără loc de muncă, că numai cu dragostea lui Dumnezeu ne hrănim, că de când am fost privatizată sănătatea și spitalele de stat dezafectate, nu ne mai putem permite niciun tratament, că uite, chimio, astea, pastile, internare, și numai la Dumnezeu și la ei ne-ai speranța, la spitalele lor, cu doctori fără arginți, că dacă n-ar fi ei, praful s-ar alege de țara noastră, că ei sunt singurii care pun omenia înaintea banului și că datorită lor mai avem și noi artiștii o șansă, în fine, poezie. Deci să nu mă înțelegi greșit, am vorbit frumos cu omul, cum îți povestesc eu acum. El se uită pe geam și treacă degetele alea grăsune, se uită la mine cu fața aia de tenor de dorhoi, mă întrerupe și zice, copii aveți? Mă fac verde, îți dai seama. Zic, nu ne-a dat Dumnezeu. Dar să știți că am fost cu soția la multe mănăstiri. Am dat acatiste, am participat la Sfântul Maslu, na, ce era să zic. Ăsta tot cu degețelele lui și cu privirea pe geam. Îmi pare rău, nu sunteți părinte? Nu puteți beneficia de doctorii noștri fără arginți. Să fii părinte este prima noastră condiție. M-a luat cu leșin, îți dai seama. Și brusc, da brusc, văd iar în mintea mea veverița aia cum se uită la mine. Ai, fată, zic, ajută-mă, mâncați-a și coada ta de păpușă. Și atunci am scos arsenalul greu. Ca cu 15 ani am fost coleg cu președintele actual al Senatului, că se poate interesa. Practic, eram foarte buni prieteni. Am ciocnit câte un pahar, am împărțit câte un corn cu ciocolată, am luat tramvaiul împreună în drum spre casă, că nici lui nu-i plăcea Uber-ul. Că datorită mie, deoarece am potolit niște câini răi de la stână, a ajuns la mănăstirea aceea din munți ca să facă un interviu cu un preasfințit pusnic. Amintiri, na. La care ăsta mă întrerupe și zice, vă dați seama că știm toate lucrurile astea. Avem dosarul dumneavoastră aici pe masă. Și ciocănește cu bursuța aia de degete peste un dosar de pe biroul lui. Deci, crede-mă, în clipa aia m-a luat o durere de la bășica de la pantofi, de m-a închircit tot în fotoliul ăla. Asta e, zic, măcar am încercat. Dau să mă ridic, el că nu, să stau jos acolo. Stau jos acolo. Deschide dosarul, se uită peste el, zice, aici scrie că aveți convingeri sexomarxiste. De-abia m-am abținut să nu-i zic pula sexomarxiste, dar n-am zis nimic, am zis... mă prosteam și eu când eram mai tânăr. Nimic serios, vă jur pe Sfânta Cruce. Ați declarat de față cu fratele senator că sunteți homosexual, zice el. Ce era să fac? Să-i spun că nu? Oricum era groasă rău faza, că știi și tu că cu 15 ani când fratele senator nu era bossul de azi, i-am zis în față că da, sunt homosexual și că-l fute în cur dacă mă mai enervează. Zic... O glumă spusă la beție, vă rog să mă credeți. Știți cum e când beți un pahar în plus? Vorbește gura fără tine. El că nu știe cum e să bei un pahar în plus. Gata, cu veverița mă gândeam.
Sunt eu prost și văd numai semne. La care ăsta închide dosarul și zice: să știți că fratele senator v-a iertat de atunci. A ținut mereu la dumneavoastră, în ciuda aparențelor. Îndeobște, n-a uitat cum ați îmblânzit acei câini în drumul lui spre schit. Și să vă mai spun ceva despre fratele senator. N-ar fi ajuns unde a ajuns dacă nu era capabil de iertare. Dacă n-ar fi drămuit cu o sârdie pe talgerele vieții, binele de rău, bobul de neghină. Am tăcut, îți dai seama. Mă uitam la asta cum vorbește ca la sfântul martir Valeriu Gafencu. Zic în mintea mea: taci, că nu e rău ce zici. Mai am o șansă. El zice: am analizat bine dosarul dumneavoastră și credem că în ciuda păcatelor dumneavoastră evidente puteți fi eligibil pentru un loc în spitalul Sfântul Doctor Fără de Arginți, Făcătorul de Minuni, Chir. Cu o condiție, zice. Care? Zic eu. Să vedem dacă v-ați lepădat de convingerile sexomarxiste. M-am lepădat! Sar eu cu gura. Ăsta iarăși freacă bursucii și iar mă ia la pulă. Zice: nu ne puteți arăta asta decât printr-un act de penitență benevolă. Penitență benevolă, mă gândesc. Whatever. Bag orice doar să mă văd în spitalul ăla. Zic: sigur că da. Vreau să-mi spășesc toate greșelile trecutului. Puteți începe, zice, făcând o listă cu toți oamenii pe care îi cunoașteți, care nu s-au lepădat de satana marxistă. Acum? Îl întreb. Acum? Îmi răspunde. Am tot timpul din lume. Și mintinde o foaie a 4 și un pix de ăsta cu Gafencu pe el și începe să te uite pe geam și să fredoneze aia cu: iartă-mă, 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 Dumnezeul meu, pentru nevegherea mea, dar rămâne în voia ta, pentru tot ce a fost murdar, Doamne, iartă-mă, tu iar. M-am apucat, îți dai seama, nu mă deranja că ăsta cânta. Chiar cânta frumos, voce bună. I-am trecut pe toți, fără să mă gândesc prea mult. Pe bune, tu ce ai fi făcut în locul meu? Toți colegii de liceu, de facultate, de serviciu, toți frate, toți. Mai dă-i măsa, că oricum nu ne-am mai văzut de 1000 de ani. Vreo 40 de persoane am scris pe listă. Am dat și detalii, de exemplu că Robert Bălan ținea podcastul Subversive pe vremea pandemiei, că toată gașca lui era numai de sexomarxiști, feministe și homosexuali și că și acum, în 2030, ar mai ține dacă n-ar fi restricționate platformele online. În fine, am zis tot. Ca pe apă scriam, pe cuvânt. Și la sfârșit, mi-a apărut veverița aia cum se uite la mine de dincolo de sine, draga de ea. Știam că o să-mi fie de ajutor. Ăsta a luat hârtia, a citit atent, a mai mormăit din cântecul ăla, a împăturit foaia și a pus-o într-un sertar. Foarte bine, zice, foarte bine. O singură întrebare mai am. Dar să știți că de întrebarea asta atârnă locul dumneavoastră la Chir. Iar m-a luat durerea de la bășică. Încep să tușesc. Zic: frate, asta a fost, ai belit-o, nu mai pupt un spital în viața asta. Și l-aud pe ăsta cum zice: ce prăznuim noi azi în această sfântă zi de 18 februarie? Instantaneu mi-au trecut și tusea și durerea de bășică. Deci crede-mă, în mintea mea am luat veverița aia de dincolo de sine și am pupat-o pe bot de bucurie. Zic: o, Doamne! Dar oricine ar trebui să știe răspunsul la această întrebare? Pe sfântul mucenic Valeriu Gafencu! Și nu mai văd că îi se luminează fața ăstuia și zice: slăvit fie numele! Amin! Zic și eu. Și asta a fost. Mă internează! A, mi-au zis că se poate găsi și ceva de lucru pentru tine, la un pangar sau ceva, cu condiția tot așa, să scrii pe o listă pe toți sexomarxiștii pe care îi știi. Eu zic că merită, gândește-te. Plătesc bine ăștia și nici nu e mult de muncă. Pui un batic acolo și zici și tu când intră cineva în biserică: Doamne ajută, jos cu sataniștii care ne conduc. Hai pe bune, avem nevoie de bani. Doar nu să intru în spital cu pantofește. 2030.ro este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu.
Editare audio și înregistrări, Miron Ghiu, Petre Fol, Robert Bălan. Asistent de proiect, Andreea Drăghici. Visuals, Maria Nicola. Video, Petre Fol. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.